Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Din câte se știe de cei cât de cât inițiați în diplomație, în politica internațională, când un premier dintr-o țară, un președinte, se duce într-o altă țară, în afară de întâlnirea oficială cu șeful statului sau cu premierul, îi se mai organizează și alte întrevederi, vizite. Dacă, de exemplu, se duce în Franța, nu știu, poate că fi, dacă ar fi intelectual, premierul, în afară de întâlnirea cu premierul Franței, zice, domnule, e trecut în agenda, mă duc și fac o vizită și la Louvre. Sau, nu știu, fac o vizită la, nu știu, o ambasadă care e numai în capitala Franței. Ieri, că suntem ieri, 2 noiembrie, a avut loc un eveniment unic, unic în istoria României, a diplomației, a omenirii. Premierul României, Ludovic Orban, care nu te prinde nicio vizită, este chiar în București. Deci nu putem spune că premierul Orban întreprinde o vizită la București. El e premierul României. A făcut o vizită, a avut o întrevedere cu, la ambasada americană. Păi de ce se ducă în vizită la ambasada? Că nu era nicio sărbătoare, adică nu văd de ce se ducă în vizită. De regulă vine ambasadorul, că totuși e premierul României, nu știu, ambasadorul vine în vizită la guvern sau vine în vizită la cimitir sau vine în vizită la ministrul de externe, că ambasadorul chiar și cel american, nu te duci la el acasă, e un pițivelnic față de un stat. Oricare ambasador, care ar fi, și dacă el nu e sovietic, dacă el americe, oricât de tare, mare ar fi puterea aia, el totuși este un ambasador, ăsta e rangul lui. Și în ca rang este sub ministrul de externe, sub un secretar de stat de la externe, sub premier, adică mai mic, și nu există să se ducă premierul într-o vizită la ambasada americană, care e măracol pe teritoriul lui Popovici. De când numai dacă îl cheamă nevasta ambasadorului, că știți că acum se pun murăturile, și zice, alo, Ludovic, monsieur, domnul, mister Ludovic, am auzit că te pricep, l-a pus murături, la, uite, am rugăminte, vină și ajută-mă și pe mine să pun niște murături, că bărbatul meu nu, Zuckerman al meu nu se pricepe și nici nu vrea, are altă treabă. Și mai am și o chestie, am de răvăcit niște vin, știți că vinul nu știu cum, am, sunt dintre la țară, dar nu mai știu cum îi spune verbul, adică se ia vinul și se toarnă dintr-un butoi într-altul și nu știu, el se limpezește. Mai ales că la să se pricepe. Bun. Și atunci Ludovic Orban, gata, vin că oricum n-am treabă și le iau și pe cine? Și pe copilul. Care e copilul? Nicușor Dan. Pentru că dacă ați observat, Nicușor Dan în ultima vreme e Puradelu. Unde se duce tătaie, tataie, merge și Puradelu. Ați văzut, se duce la nu știu care, vine și Puradelu, Nicușor Dan. Sigur, după părerea mea, Nicușor Dan, o minimă, eu am înțeles, o minimă bărbăție, trebuie să facă, pentru că prea pare mucos. Hai să fim serios. Deci, Nicușor Dan a ajuns primar. A intrat în primărie. După părerea mea, era trebuie vreo săptămână, două, să stea acolo, să tărnească cu șefii de direcție. Și el tot timpul cu, unde duci, Ludovic, vin și eu. Sau invers, până Ludovic, bă, mă duc și eu până la, în crucea de piatră. Nu mergi și tu? Da, mergi și eu, tataie. Sigur, glumind între noi doi, glumim, dar aici e o chestie banditească, deci nenea Orban și cu nenea Claus Iohannis vor să arate prin asta că nenea Nicușor, nu, că băiețelul Puradelu e al lor, nu e al alte. El a fost conceput de Ludovic Orban
de PNL și de USR Plus. S-a născut din împreunarea dintre cele două formațiuni. Și a crescut, așa a ajuns pe mari și acum, cum am zis eu la început, a fost disputat de cei doi au divorțat. Și PNL de USR Plus. Atunci, ca la orice divorț, a venit cu rămâne copilul. Și până la urmă l-a câștigat PNL-ul. Pentru că n-avem nicio chestie să zic că până la alegeri nenea ăsta Nicușor, că el e infantil, cum el nu stă seama cum este, o să vezi. Ori se înscrie în PNL și devine vicepreședinte și îl rade pe Rareș Bogdan, cum se spune, ori face el acolo un partidulez, dar oricum. Între noi, e incorrect, adică totuși. Că incurăși și penibil, repede, omul toată firea, primarul București. Primarul București, l-a luat și pe el Orban. Bun, l-a dus acum. Bun, și hai să vedem. Deci, a rămas Pavluc și o conferință de presă după. Că am zis, bă, dar ce căuta acum? Adică, întrevedere premierul României pe teritoriul României să se înviste la ambasada americană. Nu înțeleg așa. Și le-a și po. Știre. Premierul Ludovic Orban și nou primar al Bucureștiului au efectuat băi analfabeților o vizită la ambasada Statelor Unite a București, unde s-a întâlnit, unde s-au. Leu, văi de mine, băi, nu vreau să spun de unde știrea. Unde s-au întâlnit cu ambasadorul american în România. Bun. Din câte ați văzut, au fost care v-ați uitat, au ieșit pe peluză. Și ce a zis tu, Kerman? Că eram curios. Kerman este așa. A fost un adevărat privilegiu și onoare să-i urez bun venit premierului și de asemenea domnului primar al Bucureștiului. Ăsta n-a mai fost Orban la ambasadă. Aha. Profiți să vadă cum e ambasada. Ambasada e de vreo mai mulți ani, de pe vremea lui Popoviciu. Adică nu poți să spui că a sunat Ludovic și domnul, vreau să trec și eu, că n-am, vreau să văd și eu. Popă, tu fi vrut să vadă azi ambasada. Poate că are program de vizite. Poate vrea să vadă și ambasada rusică, poate vrea să se cultive. Bun. Felicitări, suntem nerăbdători să cooperăm cu primarul Dan într-o serie de proiecte și să cooperăm cine? Deci, Dan Nicușor, Dan este primarul Bucureștiului. Nenea Țucărman, Țucărică, este ambasadorul Statelor Unite. El este subordonat Departamentului de Stat. Cine să coopereze? America? Din câte știu, America poate să coopereze vânzându-ne niște rachete. Are de gând să cumpere Nicușor, dar niște rachete pentru București, niște tunuri, niște avioane? Poate că da. Cu domnul Nicușor Dan poate să coopereze numai primarul New Yorkului, Los Angeles. Adică dacă venea primarul New Yorkului, atunci se duceau împreună, nu Orban, Nicușor Dan la ambasadă și cu ocazia asta primarul spunea, vrem să cooperăm cu Nicușor Dan, să facem un Harlem. Dar în rest nu văd cum ar putea să cooperăm noi, cine, americanii, cum. Adică, Gogi aminte, Statele Unite ale Americii va coopera cu un oraș? Bun. Așa, și apreciem transparența pe care a demonstrat-o până acum și transparența în ce privește problemele orașului. Suntem recunoscători pentru soluțiile practice pe care... Deci, care transparență? Nicușor Dan e de câteva zile primar. Adică, nu văd unde transparența. A zis el ceva deosebit. Așa. Suntem recunoscători pentru soluțiile practice și inteligente pe care le aveți pentru o varietate bună care se comunică București în prezent. Oamenii trebuie să înțeleagă câți bani se cheltuie. Am înțeles, trebuie să existe transparență, să existe o soluție pentru diverse companii de ținut. Așa. Și începe, trebuie să existe o soluție pentru diversele companii de ținut în Administrația București. Ce treabă are ambasadorul SUA cu companiile? Deci hai să recapitulăm. Chestia cu companiile este următoarea.
Până a venit Gabriela Firea, era următoarea soluție. Adică avem, trebuie cineva să se ocupe de întreținerea semafoarelor. Și atunci s-a dat prin licitație sau, nu știu, așa cu cântec unei firme, aia, UTI, al ăla care s-a dus să-l mituiască, l-a chemat Orban când candida el, nefericit, în 2016, să-l mituiască. Bun. Era, e nevoie de întreținerea spațiilor verzi, da? Și atunci se apelează la o companie. În sectorul 1. De gunoi se ocupă Romprest, adică nu sectorul. Gabi Firea a venit și a zis, nu știu, treaba ei, a zis, domnule, noi facem niște companii ale noastre municipale ca să nu mai... Că era și aici o problemă, că venea UTI și zicea, bă, pe mine trebuie să-mi plătiți pentru asta nu știu cât. Și a zis, bă, că adică să plătim, mai o facem noi și luăm noi profit. Bun. Am înțeles. A venit Nicușor Dan, care încă din 11 septembrie, în campania electorală, a zis că desfințează companiile astea, da? Le-a zis, niciun moment n-a spus că nu le desfințează. Bun, adică le desfințează și le dă unor companii private serviciile. Mă rog, o să vedem acum cum le dă. Dar de ce pune asta problema? Au fost hotărâți de Căturești în trecut care au interzis acest lucru, dar aceste companii continuă să fie surse de patronaj politic, au sugrumat competiția și nu sunt bune pentru locuitorii București. Suntem de nerăbdători să vedeți că ați rezolvat aceste probleme. Păi rezolvă, deci stați un pic. Am un ambasador american trimis de Trump. N-ar mai fi la președinte. Nu va mai fi. Ăsta o să rămână până când îl schimbă Biden. Și o să rămână și o să plece de aici, cred că, cu un vapor de avere. Că strânge băiatul pe rupte. Bun. Deci, raționament. Nicușor Dan a câștigat alegerile susținând într-una din 11 septembrie, într-una, că va desfința aceste companii. A ajuns primar, a depus jurământ, a zis că le va desfința. Păi și de ce mai zice ăsta ambasadorul american? Adică, nu știu, eu mă duc și spun, domnule, mă numește pe mine, nu știu, la o gazetă, da? Și spun mereu, domnule, că nu voi ajunge eu acolo, nu o să se mai dea știri false. Bă, nu, când ajung acolo, desfințez departamentul știri. Bă, am ajuns, îl desfințez. Păi mă cheamă ambasadorul american și spune, domnule, să știți că o mare problemă cu știrile, cu departamentul. Păi de am anunțat. Ceva e în neregulă. O să vedeți de ce. O altă problemă pe care a zis-o nenea ăsta, a zis așa. În plus, suntem nerăbdători să cooperăm cu nouul primar în domeniul transportului, al infrastructurii, suntem hotărâți să vă asistăm în orice mod posibil. Nu înțeleg încă o dată. El este... să spun, ambasador american, ci cum ar putea să asiste, să ajute el un oraș precum București. Bun. Și am mai zis o chestie care pe mine m-a dat gata. Zice, am avut câteva discuții, traficul de persoane a fost chiar de la sosirea mea o problemă importantă, prioritară pentru omul. Am avut câteva discuții excelente cu nouul primar în ce privește construirea de adăposturi și locuințe pentru victimele traficului uman, astfel încât aceste persoane să fie reintegrate în societate și să le fie acoperite necesitățile după ce au fost salvate în mâna acestor infractori abominabili. Bun. De la cazul Alexandra, știți că în munte românce, numai românce și bulgăroace, sunt victimele traficului de persoane. Adică vin niște tipi aici, e o rețea, le ia și le face curve pe Roma. Să zicem că urmarea activităților Zuckerman, sigur, el fiind proprietarul, el fiind și fel de șef FBI, s-a demantelat o rețea din aia și se aduc în România 20 de victime. Adică fete.
Acele 20 de victime au fost luate de undeva, de la părinți, că nu cred. Bun, din Pașcan, din Focșani. Păi nu le ducem la ele acasă să le vadă părinții? Și nu, le ducem la București și Nicușor Dan le va face niște apartamente. De ce? Păi de ce să nu facem apartamente și de ce? Deci, ele au fost scoase din mâna lor, da? Păi și de ce apartamente? Adică în momentul în care ele au fost luate, li s-a luat și casa? Părinți, au părinți, au părinți, au fost luate de undeva. Păi se întorc acasă, nu de... Nu, le face acum Nicușor Dan. Bun, și-a fost de-a. Bun. Și acum m-a tot întrebat, mă, nu înțeleg, de ce are ăsta cu companiile, cu companiile, cu companiile municipale, repet. Și așa de supărat. Și domnul, din câte știți, Bogdan Iacov, care este un tip foarte isteț, m-a sunat și m-a rugat să mi-a indicat să te după Impolitix știrea. După ce a fost fricția aia în care el a zis că trebuie desființate, adică vedeți că n-a zis îl felicit care de gând să le. Nu. Cumva Nicușor Dan nu vrea să le desființeze de la chemat, că l-a chemat la ordine într-un fel. El a zis, bă, să desființeze-le, bă. Zice domnul Bogdan Iacob pe Impolitis. Câteva ore mai târziu, la 19:51, cade adevărata bombă. Comunicat oficial al ambasadei despre această întrevedere. Astăzi, ambasadorul Adrian Tuchelman i-a întâmpinat la ambasadă pe nouă primar al București, Nicușor Dan, și pe prim-ministru. Deci este invers. Nu pe premier. L-a chemat pe Nicușor Dan și a zis, ia-l și tu pe Orban. Da, mă rog. Ambasadorul a felicitat pe primar, este comunicatorul lor, pentru câștigarea legilor și pentru politica sa de desfipă. Ambasadorul i-a promis primarului sprijin în vederea găsirii unor soluții practice și inteligente pentru problemele legate de infrastructură și transport. Adică Los Angeles și aia se sufocă și o să ne ajute pe noi. Bun. Cei trei au mai discutat și modurile în care ar putea coopera ambasada, primăria București și guvernul României pentru oferirea de posturi, servicii profesioniste, victimele traficului de persoane, adică ce servicii se le ofere. Ele au fost luate și sunt prostituate, bun, și o să le aducem înapoi. Și de ce să le oferim servicii profesioniste? Adică ce vor fi spălate, îngrijite? Că, hai să fim serios, deci victima traficului de persoană este o persoană care face prostituție. Ea e scoasă de acolo și părerea mea că într-o zi, două, și revine la normal, că nu mai face prostituție. Că dacă altfel, nu poți să spui că ele sunt puse, totuși fac o chestiune conștientă. Dar, citat, au mai vorbit și despre importanța privatizării companiilor municipale care, în ciuda hotărârii prezentate în instanță, continuă să funcționeze. Da? Astfel de companii împiedică concurențele pe piața liberă prin faptul că pun piedici companiilor din sectorul privat, care ar putea concura pentru a efectua lucrări în beneficiul orașului și de cele mai multe ori reprezintă un paradis al patronajului politic. Opa! Deci, sunt două posibilități. Sau, cum spune Bogdan Iacov, că au de gând să privatizeze companiile astea, care sunt acum, și atunci pune Zuckerman mâna pe vreo 5, că nu are cum, că de-aia a venit. Sau, și eu cred mai degrabă asta, că arde nerăbdare. Cred că la Zuckerman s-a făcut așa un fel de conductă de bani. Cred că i-a părupte. Eu vă spun, un bandit. Și sunt o serie întreagă acum, deci când a venit Tanti, când a venit Gabriela Firea, le-a luat la mulți parale. Și înainte era o afacere, util, de exemplu. Acum ăștia care li s-au luat afacerile, companiile, probabil vor fi și printre ei de-a lui, sponsor de-a lui, dau mitălu nenea ăsta, da? Și s-au dus la el și a zis, domnule, Nicușor Dan neapărat să le desființeze, să ne dea nouă mălaiul, da? Asta este explicația mare întâmplării. Și acum și ca să închei, din câte știți, vor avea loc alegeri în SUA. Marți, miercuri,
Mi-aș reaminti, mi-a trimis un mesaj Gabriel Antoniu că trebuie să mă duc de la 7 la 8 la Tucă, la Aleph News și după asta de la 8 mă duc eu la, de la 9 împreună cu domnul Dâncu la Ionuț Cristache că începe campania și cred că nu o să mă mai duc. Bun. Bref. Deci eu observ o excitație colectivă în această țară numită România în legătură cu victoria lui Trump. Toți cu care stau eu cu noi, nu le trebuie să învingă Trump. De ce? Și eu nu înțeleg de ce. Adică nu văd ce a făcut bun Trump pentru noi, românii. Da? L-a trimis în primul rând că l-a chemat pe nenea la Washington, i-a îndesat în cap o șapcă de băiat de minci, de un dolar, mai puțin, și ne-a vărât pe gât rachete. 6 miliarde, 7 miliarde. Deci, unde e afacerea? Ne-a dat 6-7 miliarde, ne-a făcut un podeț, ne-a pus un pom? Nu. Ne-au vândut niște arme second hand. Doi, l-a trimis aici pe Zuckerman. Domnule, eu încă o dată am văzut multe, am citit. Domnule, este omul ăsta trebuie de persoană non grată de nu știu când. Uitați-vă acum. Cheamă pe primar, pe premier, spune, bă, să desfințe ce treabă are ambasadorul american cu companiile municipale. Omul a ajuns la o asemenea, cum să spun, banditism, dar mărunt, din ăsta, domnule, este, cred că e nebunit. Se ia afaceri, a fost la Vrancea, cu Dancă, a fost cu Chițac, adică, de încă o dată, ce treabă are ambasadorul statului Unite al Americii, un pachebot, un portavion al lumii, trimis sateliți, oameni în cosmos, cu companiile municipale, care oricum ăsta a promis că le va desfința, poate nu vrea să le desfințeze. Trebuie de omul coboră la nivel de bacșiș. Dacă te uiți la discursul, la cum se învârte el în jurul lui ăsta, lui Orban și ăsta, este unul din ăla de... Este că te întinde la un surus ca să-ți ia banii, nu știu, e, bă, mă duci uneori pe piață, am zis, ține unul cu mine, și șeful, și cu tare, și da, ține și mie, bine, mă, bun. Deci, ăsta l-a trimis pe Zuckerman. Nu înțeleg ce a apucat pe ăștia cu Trump. Ce a făcut Trump pentru România? Nimic, nimic. Ne-a vărât rachete, ne-a luat Huawei-ul și ne-a obligat să cumpărăm nu știu ce de la ei. Și l-a trimis pe Zuckerman, după gata. Deci, încă o dată, care este? Nu calcă, dar n-am pomenit așa ceva. Și, nu știu, cum poate fi un ambasador la nivel de ospătar? Dar la nivel de ospătar din ăla, de groaznic, de bodegă, din ăla, cum se... am înțeles, e român. Bă, dar când s-a dus acolo în America, nu s-a americanizat și el cât de cât, a rămas tot un românaz din ăsta. Și mecheraș, șeful, nu știu, parcă conductor de tren, controlor de tren ăla care e nașul, care zice, bă, da, zice, a, n-ai bilet, de un bacșiș. Ah, că n-am. Și nu știu, și fac o pasiune, trebuie, na, să-mi vingă Trump, să-mi vingă Trump, să-mi vingă Biden. Și mă încălzește pe mine. Deocamdată cel care ne-a luat vreo 8 miliarde de dolari a fost nenea. Cel care l-a binecuvântat pe Iohannis și era fericit și nu mai știe unde se pune șapca aia, că eu știu că șapca trebuie trecută acolo alături de columna lui Traian. Trebuie la Muzeul de Istorie Națională. Când mi-a dat drumul, eu cred că trebuie făcut acolo o chestie specială. Adică se face așa o vitrină, se face un amej, eu cred că trebuie o sală specială, cum este la columnă, da? Și acolo șapca pe care a primit-o Klaus Iohannis de la răposatul politic Trump, că eu nu cred că va fi ăsta ales în veci. Adică hai să fim serios, nu, mie nu-mi imaginez, vă pariez cu voi pe ce vreți. Fie el ales. N-are cum, gata. Și vorba lui domnule Hartman, după asta vor fi și el, și fiul său, și nevastă, și soacră, toți vor da cu subsemnatul.
Cât a costat America omul ăsta, mă rog. Bun, mulțumesc, la revedere.